Let's go. Căștile? Da. Microfonul aranjează, microfonul ăsta iubește, știe aproape de guriță. Că... Bine, bună dimineața, bună ziua, bună seara. Da, se aude bine, începem? Salut. Da, începem. Stimați radioascultători, continuăm emisiunea Eco Monitor. Astăzi, după cum știți, discutăm despre un eveniment care va avea loc mâine, 8 aprilie, pentru că oamenii au atitudine față de tot ce înconjoară, oamenii au atitudine față de protecția mediului și, după cum știți, despre asta a scris și presa, în urma unei expediții, membrii companiei kayakingtours.md au anunțat o acțiune de salubrizare a râului Bâc, pentru că îmi dau seama, au văzut ce dezastru este pe acest râu, vorbim foarte mult, însă facem puțin, continuăm să deversăm în cel mai important râuleț a Chișinăului și totuși există oameni care doresc să schimbe situația. Prieteni, discutăm cu Alex Cuțaga, fondator kayakingtours.md, inițiatorul acestei inițiative. De asemenea, Alex este și membru a bordului Antrim. Alex, bună ziua și bine ai venit la Eco Monitor. Da, bună ziua, salut, prieteni. Deci, bănuiesc că totuși problema protecției mediului este importantă și pentru sportivi, pentru că sportivii, cei care promovează stilul sănătos de viață, de asemenea, promovează și un mediu curat, un mediu prielnic pentru sănătate. Da. Vreau să fac o mică introducere. În primul rând, deci noi suntem... Deci cum am ajuns la asta? Deci în februarie a fost ucis, călcat un copil care mergea cu bicicleta, deci e campionul Republicii Moldova la ciclism în Stăuceni. Deci... Valerian, el mergea și a fost ucis. Deci așa s-a primit că cumva orice părinte din acest oraș, orice băiat care sau fată care merge cu bicicletă sau în vârstă, aș simți aceasta cum ar fi dacă el ar nimeri sau, de exemplu, rudă apropiată ar nimeri. Și cumva aceasta o trigăruit, de anul trecut a fost o altă campioană a Moldovei tot lovită, deci în regiunea Strășeni, deci și mai nu a pierdut o parte a corpului, deci bine că s-a păstrat. Și eu singur personal am nimerit de 3 ori în avarie și toate 3 ori nu eu am fost de vină, adică mașinile cumva și acest eveniment... Șoferii. Pentru că eu am văzut atunci când merg bicicliștii pe arteriile naționale, cu unii șoferi special, grupuri de bicicliști, eu, spre exemplu, 50 la sau cât mai puțin și de urma lor, până băiețeu eu în altă parte. Eu însă am văzut deseori când șoferii fac diferite manevre, virajuri de astea, adică întorc spre ei. Nu mai este. Eu am văzut chestia asta. Poate, dar asta poate merg la ocolire, dacă îmi permiteți eu să povestesc. Deci, cumva. Aceasta a făcut pe noi cumva să ne gândim. Și dacă până acum nu era suficient ca să ieși în stradă și să începi ceva a face, deci cumva era periculos, dar parcă era ok. Acum, deci cumva a ajuns la o saturație. Deci și mai departe, de mers fix așa cum a fost până acum, nu se poate. Și ce vreau să spun, că orașul nostru nu este un oraș sigur, în siguranță, pentru acei care trăiesc în acest oraș. Eu vorbesc de copii, vorbesc de bicicliști, vorbesc de deci, transport alternativ. Și când am început să mă uit, deci eu sunt din domeniul turismului. Deci eu cumva reprezint membru de board, noi suntem asociația cea mai mare de turism, de recepționare, Republica Moldova Antrim. Pe noi ne doare că oamenii care vin în acest oraș, în această țară și ei și singuri noi, noi suntem ne în siguranță. De exemplu, eu, părinte, copilul meu tare îi place să meargă cu bicicleta. Eu mâine vrea să meargă în alt sector cu bicicleta a orașului, eu nu-i dau voie. Fix aceleași sentimente, deci oricine din părinți n-ar da. Și acum... Alex, eu cunosc, mă scuz că... Eu vreau să vorbesc. Da. Eu cunosc părinți care vin repede de fug la serviciu la școală, că copilul streacă strada de frică, să nu sunt deci în accident. Deci eu vă spun așa, că toți părinți duc copiii la școală cu mașini și asta și este numărul 1 sursa de ambutiaje și această poluare în acest oraș. Și acum copii
nu au siguranță. Și acum eu am început vizual să caut așa, mă gândesc și caut unde ar putea în orașul ăsta să fie o arterie care ar conecta sectoarele, unde se poate asta de făcut și cumva ochii au găsit râul Bâc. Adică artera să fie mai puțin periculoasă. Da, râul Bâc. Și de ce râul Bâc? Eu m-am adus aminte cum e făcut în alte țări, aproape în toate țări așa. Deci, și acolo, deci, cărările pentru bicicletele merg pe sub poduri de mașini și ei nu se intersecționează și când am mers pe lângă Bâc, singur pe jos am mers, înțeles că este loc perfect. Pentru a fi un parc, pentru a fi o cărare de biciclete, pentru a fi niște copacei dintr-o parte că să fie frumoși, da, care și m-am întrebat de ce nu. Și hai să inspectăm. De cum să inspectez decât cu un caiac? Și caiacuri avem. Am șuirat odată, repede s-a strâns un grup care am făcut oficial invitație și pentru cei de la primărie, apropo, și toți care au dorit, au venit, alții unde pe Bâc, nu. Deci noi am mers deodată de la parcul la Izvor, am mers un lac 2-3, pe urmă am carat caiacurile pe jos până la lac, am aflat că în Moldova, în Chișinău, există un lac gribnoi canal, spunem așa, pentru caiacuri făcute din timpul sovietic. Eu nu știu spre exemplu. Deci, ca să înțelegeți, mai sus de Albișoara, până la parcul de Izvor, sunt zeci de hectare de pământ nevalorificate, care așteaptă să fie făcut un parc sau ceva. Și pentru mine a fost o descoperire cum în centrul orașului este așa un pământ larg, mare, deci e cam băltoacă acolo. Băltoacă. Hai și rămâne pe băltoacă. Da, continuă. Cam băltoacă, cred. Deci cam băltoacă. Și acum noi, inspectând, am ajuns până la strada Albișoara. Și strada Albișoara, deci de la unde se începe strada Albișoara până la apă canal, nu e ajungând de la apă canal, recent a fost betonat de autoritățile primăriei. Deci betonat, foarte important, deci noi am studiat, deci sursa de bază, de ce au fost betonat? Betonat au fost 100 de milioane de lei. 100 de milioane de lei s-au betonat cu scopul ca apa să aibă unde să se ducă. Chipurile ia că noi avem inundații, una altă, ok, poate și logic, nu știu. Dar asta a fost prima zi și noi pe beton, unde era beton, noi nici n-am putut merge pe caiac, era foarte neadânc în zona aceea. Și foarte de subliniat, deci a fost făcut doar în zona, deci beton unde se vede de oameni. Deci cum spune la noi la țară, în Moldova, deci cum asta se numește? Făcut buzele? Da, știți așa, deci sunt așa oameni care își fac buzele, care fac și numai acolo unde se vede și restul nu contează. Deci cumva... Cu toate că betonarea nu e cea mai bună soluție. Deci betonarea asta este o profanare a soluției. Deci asta, betonarea, de ce am vrut să spun? Că dacă până, deci de la apă canal până la a doilea pod care trece spre uzina Topaz, este acolo o mică uzinuță, este făcut metoda veche sovietică, care are o pantă, care include o zonă largă foarte bună de bicicliști, deci cumva unde ar putea merge fix pe metoda unde e nou făcut, deci chestia asta deja nu este și nu este posibil de a mai face. Sau cineva cu dinții s-o scoată în afect de acolo, betonul este o parte și se facă normal, sau cumva, eu nu știu, deci bicicliști, zona, deci betonul acela este o închis. Și acum, asta prima expediție, a doua expediție a mers mai jos, de la apă canal în vale. Și fix 10 metri mai jos de apă canal, după pod calei ferate, deci există primul baraj care închide apa să meargă. Este un copac căzut, care nu-i primul an deja de când eu căzut, s-a strâns o grămadă de plastic și acolo, deci când plouă tare, după copacul acela, apa cam 20 cm scurge jos, deci cumva copacul acela ține apa. Deci acum noi de sus, 100 de milioane de lei, am betonat, cu scopul ca apa se ducă și de aici mai jos stă un copac care nimeni n-al vede. Știți așa, este un fenomen de râpă. Râpă, ce este râpă? Corect, uite. Fenomen de râpă în orice sat, apropo, aproape există în Moldova, deci asta e unde te duci și arunci gunoi și pe urmă nici n-al observi parcă nu e a tău. Deci, da. Asta e un loc în limba rusă neprecăsaime. Exact. Eu aș spune altfel, eu aș spune că deja noi avem și în... termen, mă duc la râpă să duc gunoiul și da. Asta, exact. Râpa e
феномен де атитудине. Рыба стой, онде ту ну врей свет, рыба ту ну ти дучи нколо, ту ну обсервь, ши ну, дечь явица челя локури. Проблема есть, ка această рыбă трече пин центру орашului Кишинău, капитала Републичии Молдова, ши această рыбă есть о оглинде атитудине а фикарей ом дин ачест ораш, ши ачестор авторитет, ши омен симплю, ка ну авторитет сарункой пластик, хай сфим, Сереж. Și să înțelegem, dar ia ca fix 10 metri mai jos de pod, primul baraj. Mergem încă vreo 20 de metri și fiecare metru, câte 2-3 roți de mașini stau și tu vezi numai cercuri în râu, care scăzute și aruncate de cineva de sus, roți de mașini și smulte. Mergem mai în vale, încă vreo 400 de metri și vezi cum cât de tare râul se îngustează. Deci apa când are nevoie să meargă, deci ea nu are unde să meargă. Tu vezi garduri care intră fix în râu. Deci după lege în Moldova, deci tu nu ai voie să construiești, nu știu, 50 de metri până la râu, nimic, construcții, garduri sau cumva, că asta este, nu se poate. Și acum, de exemplu, de lărgit sau de făcut calitatea asta, cineva au dat permisiunile, au dat autorizațiile să fie construite acolo o grămadă de clădiri noi și foarte proaspete, care încurcă ca râul acesta să fie mai lărgit, poate pe locuri, încurcă ca să fie apa să aibă unde să se ducă. Și acum întrebarea, când am mers noi mai jos, deci dacă pe albișoară unde era betonat noi n-am putut merge cu caiac, fix mai jos de primul copac, am început să mergem cu caiac și mergem foarte ușor cu caiac, am mers. Dar de ce? Era mai adânc uh-huh. deja și spun drept, râul era mai viu, mai curat, deci era un, deci nu era bâltoacă, era un, deci din cauza apa e curgătoare și deci fundul râului este tare, sunt pietri, eu mă simțeam parcă suntem pe râu, dar nu pe bâc. Interesant. Și mergeam, mai, deci am ajuns puțin neajungând de la, până la strada Izmail, vedem o trubă care merge chiar lângă apă, o trubă care merge la nivelul apei și cumva sub trubă, deci deși sub truba are deci înălțimea vreo jumătate de metru, un metru până la fund, s-o strâns niște gunoi, niște copașei, niște crengi, niște roți, care au făcut un baraj încă unul, deci iar încă un jumătate de metru, un metru, apa se strânge acolo. De asta și-am putut merge. Din ceea ce spui, îmi dau seama că chiar betonarea la Albișoara asta e curat, vopsirea buzător. Da, noi știm, asta e curat. Și acum mergem mai departe. Am mers, am trecut caiacurile, am trecut mai jos, am început să mergem pe lângă podul de Izmail, acolo e filmul de ăsta strașnic, care dacă vrei să filmezi un film care să nu poți dormi noaptea, e acolo. Deci te duci și acolo e plastic peste tot, te copaci, te cumva e foarte murdar. Mergem puțin mai jos, încă un baraj. Un baraj, deci se vede că încă din 2018 cum au căzut copaci, probabil stau așa și în apă și ele opresc ca orice gunoi să meargă și plasticul se strânge și deci noi iarăși, deci până am ajuns la stație de epurare sunt peste 20 de baraje. Fiecare cu plastic acolo, acolo sunt zeci de tone, zeci de tone de plastic, dacă nu sute de tone, eu nu știu. Și eu m-am întrebat, dar cum apa ar putea să meargă în vale? Iar cum și trebuie să fie posibil ca apa să poată să meargă în vale? Și nu am găsit această soluție. Și am înțeles că trebuie de curățat. Alții poate aleg să protesteze ieșind cu pancarte la primărie, nu știu ce, veniți, faceți. Noi am decis să facem practic, să, am anunțat anunț și mâine chiar avem nevoie, fiecare mână, fiecare om. Despre asta vorbim ales, eu vreau pur și simplu să mergem să curățăm. Despre asta vorbim încă un timp avem, dar mie nu, știi de ce sunt șocat? Eu sunt șocat de faptul că tu fiind deranjat de o anumită problemă din Chișinău, care nu are nimic cu protecția mediului, ca să spun, da? Accidentele și așa mai departe. Mor copii, accidente de setă. Încerci să cercetezi o situație și dai cu capul la alte probleme mari. Ele sunt legate între ele. Ele sunt legate, 100 da. 100%. Deci dar oricum, eu nu credeam că e atât de deplorabilă situația pe bâc. Deoarece dumneavoastră la fiu nu vă plimbați pe lângă bâc
Și nu vedeți această râpă ca cât e de râpă. Eu trăiesc pe Albișoara, eu văd doar betonarea. Da, deoarece se vede. Da. Și eu locuiesc tot pe Albișoara și eu vreau copilul meu să iasă cu bicicleta și poate să ajungă la Botanica sau la Ciocană sau la Sculeanca. Da. Sau la Petricani cu bicicleta fără ca să vadă vreo mașină pe drum. Și eu am să lupt pentru asta. Dar v-ați convins, că este posibil, ideea dumneavoastră e posibil de realizat? Uitați-vă, eu nu sunt singur. Deci noi cumva suntem o comunitate. Deci sunt și bicicliști, sunt și acei alergători. Este o comunitate de arhitecți din Moldova care sunt instruiți pentru aceasta. Deci fix după prima tură cu caiac au ieșit pe noi mai mulți arhitecți care au zis, uitați, din 2007 deja e publicat oferta ce orașul acesta trebuie să aibă ca concept, ca plan general de dezvoltare care ar permite ca acest râu să se cumva să fie transformat în ceva, un parc care ar, dintr-o parte ar rezolva problema inundațiilor încă de atunci, dar din altă parte, deci și pentru asta era logic să fie curățit, lărgit și așa mai departe. Deci acum ce putem noi face? Noi putem lărgi acest râu în vale și el e făcut acolo, nu trebuie mult. Copacii cei voi, noi am văzut în mijlocul râului, cresc copacii așa de mari. În mijlocul râului ele cresc și eu cred că acei de la Spații Verzi nici nu știu că noi avem așa copaci la mijlocul râului care închid. Mă gândeam și eu la asta. Poate nici nu cunosc. Eu vreau pur și simplu să vă întreb. Care este bine de să fie acel algoritm? Strângem plasticul și gunoiul de pe bâc și după asta aceste baraje care s-au făcut pe parcursul anilor, de la căderea copacilor, precum spune, sau din alt motiv, trebuie să lichidate. Deci, în primul rând, trebuie să fie atenție, focus încolo. Focus la noi acolo unde se vede și acolo unde se trebuie făcut buze. Da. Dar nu acolo unde trebuie. Și, deci, noi aici ne plângem că ia din nou strada Albișoara a fost inundată, din nou gara Fioraviară total în apă, zeci de mașini înnoate, nu știu ce, câți acolo, și așa mai departe. Deci problema de bază este că apa nu are unde să ducă. Și știți, primăria are un răspuns. Deci noi am fost șocați. Ei au un proiect, 21,1 milioane de euro, care ei acum vor să iei credit de la instituții europene, pentru a rezolva problema de unde să meargă apa. Și știți care este soluția care îi propun? Vă rog. Ei vor să sape, dar nu în vale ca să fie curățit râu, dar în sus, spre intrare în oraș. Acolo, deci diferența de nivel și așa este vreo 3 metri, 2-3 metri. Deci apa, deci din câte noi știm, din grădiniță, unde scurge? La vale sau la deal? Normal la vale. La primărie, că nu știu despre acest lucru. Este o persoană, Ala Mârză, care a pregătit un proiect, 21 de milioane de euro, ca să fie săpat în sus, în zona ce e până la parcul de izvor, acolo nu știu ce proiect, 7 întreg și ceva kilometri, 21 de milioane de euro. Și niciun accent, nimic pentru ce se face, se facă jos. Până la urmă, ceea ce propun ei, asta e fix acela ca ceea ce făcut ei la Albișoară. Beton pe Albiș, da. Da, dar fiecare din cetățean acestui oraș, până la urmă, va achita cu, deci cu ce? Cu plata în troleibuz deja, nu 6 lei, hai 12 lei, 20 de lei, din cauza la unele greșeli a acelor funcționari care acum a decis să facă niște, care nu știu unde apa să scurge. Da, domnule Guțacă, dar unii asemenea proiecte și asemenea sume, spuneți, aici trebuie să fie și recenzii de la experți, analize sau... Eu vă spun mai mult, deci primăria, din cum am înțeles, nu a fost reformată niciodată. Sistemul primăriei lucrează în felul următor, din documente care noi am obținut. Deci există Consiliul, care dacă este quorum și ridică mână, gata, 21 de milioane, deci deodată documentele care se semnează acolo, deci există un singur beneficiar al 21 de milioane de euro, asta e compania X-Drupa, dar cum ei vor cheltui, după care plan, ce exact o să facă, nu contează. Deci banii deja s-au dus. Parcă s-au dus în triunghiul ăsta de Bermude. Dar eu nu cred partenerii europeni, spre exemplu, să dea așa ușor banii
fără o recenzie, cel puțin, fără o studiu de high fezabilitate, să-i spunem, da. Sau, nu știu, spuneți. Ei probabil nu trăiesc în acest oraș și nu știu unde se curge apa. Ei se uită, ok, probabil ei au încredere că dacă cineva cere bani, probabil este sens. Da, da, despre râul Băca, atât de mult se vorbește și e atât de mare problemă și dumneavoastră recent ați făcut o expediție și v-ați convins că nu-i soluționat practic nimic. În sens râu murdar, râu betonat și așa mai departe. Noi credem că totul începe de la sensibilizarea publică. De acord. Și noi când am început acesta să facem, deci domnul primar în loc ca să ne cheme și să ne asculte ceea ce eu așteptam de la el, a început să se râdă de noi. Ia că aștia se duc cu diving în zona stației de epurare, aștia se duc să caute balene acolo, aștia urbaniști, caiaciști sau cumva așa mai departe. El crede că el ne face pe noi de râs, dar el singur își face de râs. Domnul primar, care face buzele, care, nu știu, hai să nu spunem asta, el protestează contra LGBT, dar el singur face buzele. Și cumva face buzele orașului, ce spunem, nu... Hai, da, 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 hai, îi, glum, da, da. Îi glumesc, asta nu am nimic contra da. La aceasta, dar e așa, ca o glumă, da. Dar el, ce am înțeles, ce pe mine cel mai toare, mă toare, că acest oraș nu are plan. Fix aceste acțiuni toate, uitați-vă la cararea cei la Rășcanov, care e făcută de-a lungul florilor. Deci ea merge așa, se apropie de stradă, deci se duce înapoi, deci acolo ar putea fi și o pistă de biciclete care ar merge în direcția centru. Și deja ea că din moment ce-i pus cararea aceea, nu ai unde pune cararea aceea de biciclete. Nu ai unde, fizic. Întrebarea mea, ce fac ei acești oameni? Ei nu au plan. Ei nu știu unde să meargă. Și, deci, când tu te pornești într-o deplasare lungă și nu știi unde să ajungi, unde tu ajungi? Nicăieri. Fix așa și orașul nostru. Ei nu au plan și întrebarea simplă, dar unde vrem să noi să ajungem în 10, 20, 30 de ani? Cum va arăta acest oraș? Care e conceptul și care sunt criteriile? Este, el nu are acest plan. Și râul Bâc este fix mijlocul acestui oraș și el îi se cere să fie mijlocul acestei soluții. Și el, asta e natural, se cere. Și eu nu sunt urbanist, sunt alții urbaniști, așa din 2006, deci au fost Politehnica Italia, care au făcut mai multe orașe, România, Serbia, Arabile Saudite, deci uitați-vă câte orașe în lume ei au făcut, deci Barcelona făcută de ei. Și ei au proiectat conectarea, organizarea orașului ca să fie un oraș comod pentru viață. Și ei când au venit în Chișinău, ei s-au uitat deodată și ecă, aici e centrul orașului. Aici trebuie să fie. Aici trebuie de lucrat. Și uitați ce se poate de făcut. Ei, fără că sunt... Deci, cum a lucrat aceasta? Eu am invitat cei mai buni arhitecți din țară, Irimciuc, tata, fiu. Am invitat alți arhitecți. Pe urmă, am invitat arhitecți din alte țări, care au venit și trei luni au lucrat, au strâns toate hărțile precedente, toate unde sunt comunicațiile, unde au înaltă. Deci, ei au analizat împreună și oamenii cei urbaniști, urbanist, ăsta e un om de un arhitect, în, nu știu, dacă nu la pătrat, dacă nu în, foarte puternic, care deodată are viziune, uite, aici, asta. Și având acest plan, deci tu când îl faci acest concept, pe urmă 10 ani, 15 ani, 20 de ani, cine n-ar fi la putere, acest plan există și tu simplu... Spun duci de ea, corect. Da, tu știi unde mergi. Da, poate deodată nu se vede buzele, dar în durata mai lungă tu o faci ceva, ce va întări acest oraș și va face bine. Noi acest plan nu avem. Și noi am vrut să atragem atenția că, da, noi nu suntem urbaniști, dar hai să o facem frumos, hai să o facem bine. Și sperăm ca să fim auziți. În afară de asta, cumva, știți, râul Bâc, știți legenda râului Bâc? Nu. Nu știți cum a apărut? În primul rând, râul Bâc este din de la Daci, vine din numirea, deci cuvântul Bicaz, Bihor, deci, da. Deci el reprezintă forța, apa, pietre. Deci râul Bâc asta e o forță, da? Deci Bicaz, chestii, deci și... Legenda râului Bâc spune așa, că a fost odată când niciodată, nu ar fi, nu s-ar povesti, au locuit niște uriași mari, deci pelicani. Și deci au trecut niște oameni și odată o fată de uriaș, o fiică, da, se plimba pe drum și vede o căruță cu, deci un om care merge cu boi pe drum, deci cu niște tauri, da, în astea.
Și mergea, deci, pe drum și cumva e întors și, dar cine e asta, tată? Și asta, asta? Și el spune că asta sunt oameni. Și cu timpul noi vom dispărea, dar oamenii să fie mai mulți și cumva noi dispărem deja ca uriași. Și e așa de tare s-a supărat că a vrut să-l ucide pe acel om, a început să fugă, să-l găsească și nu l-a mai găsit. Și când nu l-a mai găsit, a început să plângă. A început să plângă și a început să curgă lacrimi, atât de multe au curs lacrimi, că a apărut foarte multă apă și a început să curgă jos la vale și această apă, cât de tare s-a răsturnat, a ajuns pe acela om cu căruța care merge și unul din tauri care era prins în față, deci au decidat în apă ce e. Deci, și de asta, de atunci, spune că e râul Bâc și din loc unde a căzut prima lacrimă a acestei vete, deci de acolo izvorăște râul Bâc și până în Zas, deci satul Isnăveț, da. Și de acolo curge râul Bâc. Și se spune așa că râul Bâc până în ziua de azi el plânge. El plânge și cumva, deci cumva, folclorul nostru moldovenesc e că cumva e doina, un altă e de plâns și ea că râul plânge, dar el merită să fie ca orice plâns, ca să fie spus ca lacrima curată, da? Când merge lacrima e cum e asociată, e curată. Da. Cristalină, ca la nisporin. Cristalină, da. Și ea când se scurge, ea se divină. Și vă știți râul acesta se curăță. Deci noi vedeam niște porțiuni unde deja după baraj în vale, deci el cumva se autocurăță. Și noi vedem apa curgătoare are acest proprietate să se oxigeneze. Noi am văzut pești, am văzut cum se prinde carac. Da, cum. Și asta, și am văzut și rași. Și asta este extraordinar. Am văzut multe rățuști, am văzut o lebădă în Bâc. Interesant. Chiar cu pești și raci nu am așteptat. Dacă părerea mea, dacă se poate de făcut, în primul rând, curățire și nu doar până la stație de purare, dar tocmai în vale până la Nisporeni, un efort de scos copașii la nivelul jos, o luncă mai joasă și o luncă mai mare. Deci, eu am studiat hidrologia în partea unui curs de rafting și pe noi ne-am învățat, eu sunt ghid rafting categoria 2, am învățat în România, de școala internațională, și pe noi o mare parte a cursului este hidrologie, să citim apa, cum e, se transformă și cum merge, unde sunt eddy, cum se rătește, unde sunt momente periculoase, unde este sifon, unde cumva așa mai departe. Dacă noi lărgim râul, este o luncă mai joasă și o luncă mai mare, și punem periodic niște barajuțe, cumva mici, da? Care ar ține apa, deci că să aibă unde rățuște să meargă și când plouă tare apa să aibă să meargă în vale fără ca să fie oprită deloc. Asta ar permite că noi să nu avem probleme. Deci un exemplu cel mai frumos de așa ceva, deci cum a fost făcut pentru mine, deci eu atunci am văzut, nu știam, am alergat în Florența maraton. Alergam maraton și însuși în Florența, toată lumea când cauți Florența pe internet imagini, vezi un râu lat, pietre, niște poduri, pe poduri făceau meșterii ceva din piele, din toate sute de ani asta se făcea. Și când am început să alergăm sus pe râu, alergăm, vedem că râul se îngustează, văd că lățimea râului 3 metri și în stuf. Păi, dar că ce diferă acest râu față de Bâcul ăsta? Și am înțeles că nu diferă. Ei au reușit să facă, i-au pus aceste mici baraj, au lărgit acest râu și l-au făcut frumos, și cu asta și au rezolvat problema de inundații, că asta a fost problema de bază atunci, și totodată a făcut foarte frumos. Și de ce ei au făcut asta sute de ani în urmă, dar noi în secolul 21, în Chișinău, simplu bitanem și o facem acest râu. Și eu cred că acest Bâc cere să fie curățit. El cere să fie frumos, el cere să fie un râu de care să tragă turiști, o perlă a Chișinăului, să fii mândri de el. Unde să te plimbi cu copiii, unde să fie o zonă de ecologie, unde să vezi acele animăluțe despre care vorbiți, acele rățuști care flutesc, poate sectoare unde cu bărcuța, sunt niște chestii, să fie un râu, pentru că chiar mă supără lucrul ăsta, Dimu, să vorbești, practic nimic nu se face, încă hai să spunem, mai face, generăm probleme, betonăm, păcat.
Deci, haideți să vorbim despre mâine, să mobilizăm lumea să vină mâine la eveniment organizat de dumneavoastră, pentru că din cauza condițiilor climatice ați amânat de pe 2 pe 8, din cauza că avem, ne bucurăm de precipitații. Așa, niște momente organizatorice, să ne spuneți unde se adună lumea, unde să vină, cum vă gândiți să organizați evenimentul de mâine. Deci, la moment s-au înregistrat peste 150 de oameni. Frumos. Deci noi am, dar noi avem nevoie de câteva mii de oameni. Deci acele baraje care există astăzi, ele sunt enorm de multe. Scopul este să ne repartizăm, deci din start a fost ideea să ne repartizăm în 10 grupe, dar noi avem oameni suficiență, ne vom împărți în 6 grupe separate. Fiecare din grupă va merge, deci, la un punct care noi spunem geografic și în zona de, nu știu, un kilometru, să fie tot curățat și scoate pe drum în saci. Noi sacii dăm prin voluntari, fiecare zonă a să aibă voluntarul lui, care să coordoneze pe loc unde să scoate gunoiul, ce să facă, ca să participați, și asta este de ce am venit noi aici să povestim, vă invităm să participați cu noi, deci nu doar noi ca Kintur să organizăm aceasta, este organizat și Asociația Obștească Reciclare, este organizat de ABS Recycling, este organizat de deci companii de arhitectură, este organizat de, și foarte mulțumesc că cei care au primit și refugiați ucrainieni, deci comunitatea, deci congres ucrainцев Moldova, deci ei sunt, deci tot ne ajută foarte mult. Ei având această capacitate de call center, acum nu am multe apeluri, deci ei au zis că hai să facem ceva frumos. Ei chiar cer toți ucrainieni să vină la un baraj singur și să-l curiță ei singur, deci acolo un baraj. N-a să fie mare diferență, deci doar un baraj, din 20, peste 20 care sunt doar în Chișinău. Dar problema este mult mai lată și vrem să cerem, să batem alarma, prieteni, avem o problemă, deci râul Bâc trebuie să fie respectat. Și acest râu este, eu pe urmă am aflat, deci apa până la Chișinău, fântâni pe lângă Bâc, ele sunt cu apă potabilă. Fântâni după râul Bâc în vale, deci imaginați-vă câte câmpii care se fac irigare cu câte astea, deci apa nu este potabilă. Și câte sate merg în vale de la Chișinău, e ca nini noi, deci da. În vale, da. Deci care cresc roșii, hărbuși și așa mai departe și vând la Chișinău, cum credeți? Irigând îi infectează, da, culturile. Cum credeți, dacă nu vă se întoarce toate aceasta? Deci noi suntem acei care dăm o amprentă la acest râu, deci această atitudine a noastră, deci ea ne bate în urmă și pe urmă când un prieten de-a nostru moare de cancer sau ceva, deci nu este o surpriză. Deci rata de viață la noi în Moldova este mult mai joasă decât în Europa sau în alte țări? În primul rând începe de la apă. Noi suntem compuși la 80% din apă și dacă apa nu este suficient curată, dacă ea are impurități sau chestii chimii care pe urmă ne impactează viața, noi trăim cu 20-30 de ani mai puțin decât cei din Europa sau în alte țări. Noi am vrea să trăim mai mult. Noi vrem ca acest pământ să fie acela care să fie ales de copiii noștri să rămână aici să trăiască. Asta este motivația mea și eu vă îndemn mâine ca pe părinți să ieșim în protest pentru a spune că orașul nostru merită mai mult. Orașul merită să fie un oraș curat, un oraș din exemplu, un oraș unde copiii noștri se vrei să rămână. Și fiecare din noi să se mândrească că a făcut ceva ca copiii noștri să rămână în acest oraș și să trăiască. Da, desigur, și să amintim celor care vor participa mâine, pentru că voi participa și eu, prieteni, organizatorii de asemenea vă recomandă să veniți la curățenie cu mănuși. Deci acum dați vă dau detalii exact, da. Unde, ce și cum. Deci este telefonul, scrieți, atenție, să repet de două ori, 0693-41-330. Încă o dată, 0693-41-330. Diana. Deci Diana este coordonator de bază a centrului de voluntari. Ea va strânge toate comenzile. Deci toți oamenii care se înregistrează, ideal ar fi să intrați pe pagina noastră de Facebook, Kayaking Tours MD,
sau pagina Ecopresă, pagina Deși Tot, să avem acest eveniment pe data de 8 dimineața la 9:30. Înregistrând forma, noi avem telefonul dumneavoastră și noi vă comunicăm unde exact dumneavoastră, la care grup se adera, ca să veniți și ce să luați cu voi. Noi cu fiecare din voi să vorbim pe telefon, vă explicăm și ați fi foarte clar. Deci, voi luați cu voi apa, mâncare, mănuși, deci cizmi de dorit, că va fi încăut. Deci, uitați-vă, afară deja este mult mai... deja nu plouă, deci nu mai este oricum mai ghidon. Da. Și noi cu toate acelea, deci venim, deci poate câteva persoane per grup din 50 de oameni să aibă, deci... Deci cizmii care sunt de piscuit, care pot intra mult mai adânc în apă, că va fi nevoie cu, deci, nu știu, săcioc. Știți cum chestia asta, care e o plasă pe harpon, bază? Harpon, da. Da. Nu, deci discos plasticul, că dacă pui într-o poziție și strângi, apoi el continuă să vină la tine și acolo să fie 10 de saci de plastic și noi trebuie să-l scoatem, să-l legăm și să-l punem, să-l ducem la drum, ca el să fie pe urmă prelucrat. Deci ABS Recycling va... face tot posibil ca acest plastic să fie și reciclat, refolosit și să nu fie aruncat și îngropat, cum de obicei se face până acum. Eu am văzut fotografii pe care le-ați expus voi după... Chiar situația e jalnică, și mai ales la plastic. Eu mă uitam aici la această fotografie și mă gândeam, Doamne, cum de s-a ajuns la chestia asta, evident, aici chiar pot filma, realiza filme de groază. Băi, asta e zeci de așa baraj, zeci. Și eu iarăși vă spun, asta e o râpă, ca o râpă de capital, așa, răpanoasă. Râpa Chișinău. Răpanoasă, cât de pot să o imaginez. Da. Și invităm toată lumea. Invităm primarul general, invităm primăriile, invităm toate companiile să se înregistreze. Hai să facem un efort, hai să curățăm acest râu. De fiecare noi depinde cum acest râu va fi perceput. Hai să-i dăm o șansă ca un parc, hai să dăm o șansă ca o pistă de biciclete, hai să dăm o șansă ca acest oraș să aibă un plan cum el să fie interconectat între toate sectoarele orașului, cu pistele de biciclete și să fie un oraș în care să fie de o dragoste, să rămâi în weekend, să călătorești, să mergi la prieteni și așa mai departe. Prieteni, vă mai reamintim încă o dată numărul de telefon 0693 41330. Este Iana. Numărul de telefon la care puteți să vă registrați pentru activitatea de mâine, pe care inițiatorii acestei măsuri au numit-o Orașul merită să aibă un râu curat. Desigur că merită, pentru că nu zădar, domnul Guțaga spune că Bâcu până la Chișinău, până ajunge în Chișinău, poți găsi fântâni cu apă potabilă, cum ieși din Chișinău, deja este o travă, nu este apă. Asta nu știu cum mă vorbește și despre atitudinea noastră a locuitorilor din Chișinău, pentru că majoritatea suntem indiferenți, nu avem nicio atitudine, dar asta tot este atitudine. Să demonstrăm mâine că putem să luăm atitudine, că putem veni cel puțin să ușurăm presiunea asta a plasticului asupra râului Bâc. Vă mulțumesc foarte mult, prieteni, vă reamintesc că mâine va avea loc acțiunea Orașul merită să aibă un râu curat, o acțiune organizată de kayakingstour.md, o acțiune la care băieții au recurs după ce au realizat o mică expediție pe râul Bâc și au văzut care este situația. Vă mai reamintesc pentru cei care doresc să se implice, dar eu cred că trebuie să ne implicăm pentru a avea un oraș mai curat. Pot apela la numărul de telefon 0693 41330. Este o acțiune de voluntariat, este o acțiune de a face orașul nostru mai sănătos, pentru că, domnul Guțacă, nu putem să vorbim despre Turin și una, multe alte chestii, pentru că asta urmează, dacă am în vedere că urmează în viitor, cel puțin să fie mai puțin plastic, nu se va reuși tot plasticul, dar cel puțin asta va fi o primă rândunică a, hai să spunem, atitudinii locuitorilor față de urba în care trăiesc. Și ar fi bine ca atât apeleu, cât și activiștii civici, conlucrarea asta, propunerea activiștilor civici, să nu fi văzută de apele ca afront,
dar propunerile la conlucrare și de soluționat împreună unele probleme, pentru că îmi dau seama, voi veniți nu cu deranjul că iată așa este bâcul plin de, dar voi veniți cu soluția. E foarte important, deci noi nu simplu venim cu critică. Da. Critica, eu, de exemplu, dacă cineva mă critică pe mine, eu îi spun mulțumesc. De ce? Asta e oportunitatea să mă îmbunătățesc. Și, de exemplu, nu știu, orice profesor te adresează și îi spui că, uite, dar tu ceva nu știi sau cumva asta, deci un profesor deștept ar spune, da, probabil că nu știu. Accepți că e posibil, nu știu, dar dă-mi voie să mă documentez și pe urmă eu îți povestesc. Tu nu te faci ca profesor, da? Nu te faci că tu ești prea deștept. Și fix așa, așa aici, deci noi ne poziționăm, noi vrem ca, în primul rând, să fie acceptată, da. Păi, dar într-adevăr apa curge la ovale. Într-adevăr, asta e făcutul buzilor și hai să o facem normal. Hai, deci avem o problemă comună, hai să o rezolvăm. Hai să revedem. Oprim acele 20 de milioane, dar hai să revedem proiectul și să aplicăm normal. Și atunci noi vom fi auziți și asta e atitudinea care aș vrea eu să aud. Dar nu ca cineva să facă de râd. Și încă o dată, deci toată lumea, primăria, apropo, e foarte comod și agențiile primăriei, deci grupul comunal și restul, deci sunt foarte deschiși, ne ajută și e foarte plăcut de colaborat cu ei. Vă mulțumesc mult! Vă vedem mâine și sperăm că această inițiativă este doar început pentru una altă viață a râului Bâc și a viața noastră. Da, cât de bine ar fi, mă gândeam la ideea asta, cât de bine ar fi să existe acel traseu despre care vorbiți, mai, cu mult mai în securitate decât dacă e să mergem pe drumurile obișnuite și să... Eu vorbesc de situația la moment. Un mic anunț. Deci asta e doar început. Deci este prima eveniment care facem. Peste o săptămână, două, va fi un eveniment la Universitatea Tehnică a Moldovei de arhitecți, făcut cu prezentarea unui plan, acela din 2017, ce a fost concept și cum au fost principiile acestea de organizare și vor fi și lucrările studenților a noștri, cum ei se gândeau pentru jurul Bâc, ce se poate făcut, inclusiv, da? Pe urmă, va fi încă o conferință de organizare la nivel de primărie și cu președinția, cu și organele de la primărie ca să povestească cum ei vor face, deci va fi o conferință mai mare. Și noi vom posta, suntem pe track, deci nu este doar o acțiune care am făcut și am uitat. Și noi tot nu vrem să facem buzele, noi vrem ca să fie rezultat. Și pentru cei cred că noi să ne oprim, noi nu ne vom opri. Noi doar am început și acum încă continuăm să ne documentăm. Pe parcurs să fie mai multe activități și sperăm să fie auziți și chiar să ajungem la un rezultat frumos. Prietene Alex Cuțaga, fondator kayakingtours.md, inițiatorul acestei inițiative, membrul boardului Ian Trimă. Nu uitați, orașul merită să aibă un râu curat. Revenim după generic.